Suntem în continuare la Cool Art, pentru că în această seară, într-o seară de luni caldă, culmea de octombrie și caldă, suntem cu două persoane importante în acest film. Secretul Fericirii se numește filmul. Bună seara, Vlad Zanfirescu. Bună seara, mulțumim de invitație. Am să te întreb mai întâi pe tine, pentru că ești mai aproape de mine, am să te întreb cum a fost construcția acestui film, de la ce ați plecat sau de la ce ai plecat tu în momentul în care ai pornit în acest proiect și cum a fost munca la acest film? S-a plecat de la text, s-a plecat de la scenariu. Alexandru Popa a scris scenariu, mi l-a dat, m-a răvășit, a răvășit-o și pe producătoarea noastră, pe Cristina Dobrițoiu și pe actori. A răvășit tot ce a întâlnit? Da, și am început repetițiile, am început munca, Cristina a zis da, îl facem și am început efectiv munca la proiect, cu tot ce înseamnă, cu pregătirea noastră, repetiții, vreo 3 luni de zile, până pregătirea echipei, locațiile și tot ce înseamnă munca filmului. Și ca locații unde ați filmat? Ca locații am filmat vis-a-vis de un club renumit în București, care ne-a făcut și probleme cu gălăgia, dar mă rog, asta a fost situația, undeva în... La Cutei. La Cutei. Nu spunem ce. Da, da. Și era o locație bună, după părerea mea, un bloc în construcție, am putut să ne facem de cap acolo, nu deranjam pe nimeni. A fost amenajat doar apartamentul, penthouse-ul de sus, pregătit pentru filmare. Cum s-a împăcat regizorul Vlad Zanfirescu cu actorul Vlad Zanfirescu? A fost o colaborare acolo, sau știau cam ce vrea unul de la celălalt. A mers bine, a mers... Deci mai lucrez cu el. Mai lucrez cu el, dar nu e prima oară când fac asta, nu știu dacă e de bine sau de rău. În teatru deja sunt vreo două piese în care și joc și le-am și regizat. Deci eram obișnuit cumva cu stilul ăsta de lucru. Ce a apărut în plus? Au apărut elementele de film, cameră, lumini, sunet, tot ce înseamnă echipă și așa mai departe. Am înțeles. Vreau să te mai întreb ceva apropo de film și apropo de ceea ce vreți voi, toată echipa, să transmiteți publicului prin acest film. Care este din punctul tău de vedere și ca regizor și ca actor mesajul pe care voi vreți să-l trimiteți cu către public? Eu cred că filmul vorbește în primul rând despre prietenie, despre ce înseamnă uzura într-o prietenie, cât de tare avem voie să depășim niște limite și cât de importante sunt limitele astea. Cred că avem o poveste coerentă, cu sens, captivantă, scrisă de Alexandru Popa și care cred că nu va dezamăgi publicul din sală. Eu mă bucur că sunteți optimiști. Da, nu știu dacă e neapărat așa. Sigur că sunt un tip, mă consider un tip constructiv, care vrea să echipa cu care merge să iasă bine ce se întâmplă. Așa sunt și momente când nu-mi place ce se întâmplă și spun. Adică, dar acum nu cred că e cazul. Mulțumesc mult, Vlad Zanfirescu. Cum a fost construcția acestui film și cum a fost să lucrezi și cu actorul și cu regizorul Vlad Zanfirescu? Păi cu Vlad am mai lucrat. Practic cu el am debutat în teatru ca partener, în regia lui Vlad Masaj, în Shape of Things, așa că și am lucrat pe parcurs ca partener de scenă și eu un partener foarte bun de scenă și de la care am învățat foarte multe și iarăși e o relație de prietenie veche și îmi place foarte mult să lucrez cu el, am lucrat foarte mult și bine și am învățat multe și ca regizor și ca partener de scenă și de film. Și despre film? Despre film, cum a fost lucrul meu, păi este o situație cu care multă lume se întâlnește în viață, nu-ți dorești neapărat să te întâlnești cu ea sau poate, mă rog, e o situație limită care la vârsta noastră se întâmplă din ce în ce mai des poate. Și preferi să o trăiești în film decât în viață. Și să experimentezi cum e să-ți fugă pământul de sub picioare și toată viața ta pe care ți-ai construit-o în
într-un film și să poți să te întorci la viața ta. Suntem într-o echipă și iată ne ajutăm unii pe alții. Mai am o singură întrebare pentru amândoi. Care ar fi argumentul cel mai important pentru care spectatorul să vină să vadă acest film? Pentru poveste. Asta e argumentul din punctul meu de vedere principal. Cred că avem o poveste extrem de bine scrisă. Eu nu știu un autor român care să fie la nivelul lui, lui Alexandru Popa. Mimi Brănescu iar îmi place foarte tare, dar cred că Alex este un vârf al generației și cred că ăsta e lucrul cel mai important în momentul ăsta în film. Da. Pe aș putea să zic tot pentru poveste, practic pentru situația cu care, în care o să regăsească anumite lucruri din relațiile trecute sau actuale sau fiecare o să găsească ceva în care o să fie acolo, o bucățică din el. Că a trăit asta, că a fost trădat, că a trădat poate... Cred că e general valabil și uman și n-are cum să nu te atingă măcar un pic. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc la amândoi, baftă în continuare. Mulțumesc, și să dea Domnul să ne vedem și la următorul spectacol de teatru în care tu vei fi regizorul, tu vei fi actorul și ea va fi partenera ta de scenă. Doamne ajută! Mulțumim frumos! Mulțumesc. Fericirea asta a ta se decontează undeva. Cum? 2 plus 2 fac 4. 2 plus 2 fac mereu 4. Ești sigur? Că dacă 2 pot fi odată 2 și altă dată din când în când alți 2. Știu că e complicat. Tu ești cel mai bun prieten al meu. Exact. Eu și cu David am vrea să-ți propunem ceva. Așa. Să spunem, vrem mereu ceva nou. Cum? Tu cu Monica... Eu cu David? Așa. Facem schimb de experiență. Tot timpul poți mai încerci altceva. Îți place, Ana? Da. Orice bărbat ar vrea să-i atragă iubitei prietenului. Exact. Și decât să ne preface, să ne chinuim, să mințim. Mai bine să o rezolvăm pe bune și în realitate. Tu nu ești normal? Una e să fim prieteni și alta e să facem schimb de neveste. Ce schimb? Ca prieteni, ca oameni. Probabil că ai înțeles. Luați-o și voi ca un joc. Cât de dubitoc ești. E o idee perfectă. Deci cum ți se pare? E complicat. Nu e așa ușor. Toți vor cu nevasta mișto a celui mai bun prieten. Ana. Păi atunci... Deci vă băgați? Sperăm că nu v-ați plictisit alături de noi. Cam asta a fost emisiunea de astăzi. Pentru săptămâna viitoare vă pregătim și alte surprize. Până atunci însă, să fiți cuminți, să fiți frumoși și să auzim numai de bine. Seară bună!